Sâmbătă au avut loc proteste uriașe în București la care au participat între 15 și 30.000 de, de oameni. "Jos guvernul și demisia", au strigat oamenii. Aceștia își doresc să plece guvernul acasă, deoarece nu au știut să gestioneze această perioadă pandemică. Protestele antirestricții, antiguvernamentale și antivacciniste au strâns sâmbătă aproximativ 30.000 de, de persoane în piața Victoriei. PSD a publicat un mesaj pe Facebook sâmbătă seară în timpul protestului din piața Victoriei prin care socialdemocrații susțin că românii au dreptul să fie revoltați. Da, acest guvern trebuie să plece. Da, așa cum PSD a promis, Florin Cățu și acoliții lui vor deveni de marți istorie. Românii au tot dreptul să fie revoltați îngrădite libertățile, n-au amanetat viitorul prin împrumuturi masive și poate cel mai grav lucru, acum ne învrăjbesc. Vaccinați contra nevaccinați, educați versus analfabeți funcționali, au transformat o dramă sanitară în pandemia dezbinării naționale. Să vă fie rușine, nu vă mai urcați pe cadavre să vă justificați incompetența de a pregăti sistemul sanitar, PSD va fi alături de români, PSD va trimite guvernul la acasă. Protestul s-a desfășurat fără respectarea niciunei reguli de prevenire a răspândirii virusului.